Autobloc.md alimentează doar cu combustibil de calitate în stațiile Lukoil Moldova. Salutare la toată lumea, sunt Constantin Mihalachi de la autobloc.md. Iată că mă aflu acum în Austria, unde am venit împreună cu cei de la Mini pentru a testa noua generație Mini Countryman. Această mașină a debutat în țara noastră, în Moldova, dar și în România, de altfel, cu ceva timp în urmă, vreo câteva luni în urmă, dar noi, iată, am fost invitați ca să testăm acest model atât în Germania, în Austria, cât și în nordul Italiei. Deci vom merge cu ele prin munții Alpi ca să le înțelegem mai bine cum merg aceste automobile. Am primit câteva versiuni, fie că este vorba despre Countryman, John Cooper Works, versiunea ceva mai potentă a modelului, cât și versiunea Cooper S, cea care are vreo 184 de cai puterea. Doar priviți cât de frumos arată acest John Cooper Works, o mașină într-o culoare roșie extraordinară, cu o grilă în față destul de agresivă și cu guri de ventilare destul de pronunțate. Se văd și aceste linii care de fapt sunt tipice pentru modelele Mini aici pe capotă. Deci o mașinuță foarte frumoasă care este spațioasă, dar în același timp mai este și rapidă. Apropo, toate aceste mașini sunt dotate cu tracțiune integrală All 4. Ei bine, nu am început acest stand-up din München pentru că am pornit din parcarea unui hotel și era cam urât. Acum mă aflu în Austria, dar de aici, de fapt, începe toată frumusețea. Să pornim la drum, dar nu înainte, dați subscribe și share la acest video prietenilor. Să pornim! Suntem pe cale să pornim la drum, sunt alături de Denis Josanu, este a treia oară când încercăm să pornim acest video, sper că acum o să meargă. Salut Denis, mă bucur să te văd cu mine în mașină și eu alături după o pauză de tine. Lungă, da, după o pauză ceva mai lungă. Am lucrat împreună cu Denis la site-ul Autostrada, când eram pe timpuri și eu la televiziune. Acum Denis este editor la AutoExpert, dar cel mai important este bossul cel mare pe BMW Power Club Moldova, da? Așa e. Ok. Deci Denis știe foarte bine, chiar dacă suntem într-un mini, știe foarte bine tot ce se face aici în interior, pentru că o fi mașina asta britanică, dar până la urmă respiră tot cu aer nemțesc. Bun. Cheia de la mini, ce zici de ea? Frumoasă, nu? Da, doar că mi-am amintește de cu USB care l-am. Da, e fix așa. Dar seamnă mai mult decât cheile de la BMW. Da? Deci măcar poți să-ți faci o poză fake cu stick-ul. Ok. Mașinile noastre de test sunt keyless, deci nu trebuie să punem undeva această cheie, să o băgăm, să întoarcem de ea și tot așa. Deci putem doar porni la drum din start. Denis, hai să le spunem oamenilor ce versiuni de fapt conducem în cadrul acestui test drive și de ce am pornit din München și am ajuns, iată, în nordul Italiei. La prima întrebare pot să-ți dau un răspuns. Am avut Mini Cooper Countryman versiunea S, dotat cu motorul de 2 litri, benzină turbo, 192 de cai. Iar astăzi ne bucurăm de desert, pentru că desertul rămâne la urmă. John Cooper Works, 231 de cai putere, din același motor de 2 litri. Ok, 200. Dar de ce am ajuns noi în Italia, chiar ne pot să spun. Răspunsul cel mai important ar trebui să o știe cei care au organizat asta.
glumesc, dar de fapt ideea lor a fost să pornim din München, să circulăm cu aceste mașini pe autostradă, să vedem cum se comportă, iată, la viteze ceva mai înalte, ca după asta, iată, să intrăm pe drumuri de munte mai un pic mai denivelate pe alocuri, pentru că am avut și o porțiune foarte scurtă neasfaltată, foarte scurtă. Și dar mai mult pe aceste serpentine, iată, să simțim aceste mașini, atât motoarele, transmisia și suspensia, cum lucrează pe aceste viraje, nu? Eu cred că asta a fost ideea. Din fericire sau din păcate, nu avem în test modelul cu 1,5 litri, cu 136 de cai, care e varianta entry level și care în Moldova este. Dezamăgirea se vede pe față. Când avem mașina asta un pic, la un pic. Adevărul că ea o să fie vândută în Moldova, ea o să fie mai optată. Puțin vor fi cei care, iată, vor opta pentru un John Cooper Works acasă. În schimb, asta o să ne bucure acum prin munți. Asta o să ne bucure foarte mult pe aici, prin munți. Și, deci, vorbeam că am ajuns în nordul Italiei. Pe drum am avut parte de niște scenarii, să zic eu, foarte frumoase, sau niște drumuri extraordinare, nu? Așa este. Bun, eu trebuie să laud, de fapt, ideea acestui drum. Sunt foarte impresionat de aceste drumuri. Am mers și prin tuneluri de vreo 5 km, ne-au ridicat și foarte sus pe munte, am mers pe soare, am mers pe ploaie. Am văzut niște locuri extraordinare. Dacă vreți să vă luați familia într-o zi și să mergeți cumva prin Europa într-un tur, alegeți această zonă, pentru că zona Tirolului de Sud, care este extraordinară. Da, totuși, propun eu să ne exemplu mașina. Da, hai să trecem la mașină. Mini Cooper, generație, Mini Countryman, pardon, da, generație absolut, absolut nouă. Prin ce se deosebește? La design, hai să zicem, să începem cu design. Uite, așa cum au spus mulți, presupunem și noi, nou Countryman îmi pare mai matur, puțin mai rafinat, dar totuși rămâne un Mini. Adică designul e chiar excepțional, are absolut toate acele mici detalii care îl fac remarcabil în trafic și care nu îi permit să-l confunzi cu un, nu știu, orice alt model bizar, banal. Ok. Adevărul este că eu am văzut pe drum, un Mini Countryman de generație anterioară și pot să zic că semănau destul de mult. Da, așa este, blocurile 18 în față seamănă foarte mult, dar totuși la noua generație sunt mai pătrățoase. Asta una, doi, farurile arată mai bine, au LED-urile acum pentru lumina de zi, au tot felul de tehnologii incorporate, iarăși pentru a ilumina cât mai bine. Deodată zici că acesta este noul Countryman, nu? Da, se observă. Și plus la asta, mașina a crescut un pic de dimensiuni, nu? Nu o să-mi amintesc exact cât, dar cu siguranță că așa este. Ne-am obișnuit deja ca fiecare model nou să aducă câțiva milimetri în plus pentru mai mult confort, pentru mai mult spațiu, inclusiv și pentru spațiu portbagaj, care apropo e de 450 de litri. Deci 400... Cum îl vezi? Deci 450 de litri. Sunt sigur că această cifră poate fi crescută până la 1300 și un pic de litri, dacă rabatăm bancheta din spate. Deci se poate merge în vacanțe cu această mașină. Că mă tot întreba cineva dacă sunt bune scaunele astea. Văd că te distrezi. Și un pic. Și eu zic că sunt ok, da? Deci avem susținere laterală destul de bună. Sunt mai tare aici pe John Cooper Works, ceea ce ar putea să-și arate cumva efectul pe distanțe lungi. Și ziceai tu că ți-ai găsit poziția mai ușor pe versiunea anterioară, deci pe un Cooper S. Da, pentru că sunt mai multe, chiar sunt mai multe poziții pentru reglaj. Ok. Hai că am intrat pe niște serpentine. Și sunt la volanul lui John Cooper S, cu John Cooper Works. Și am un buton sport aici, chiar lângă cutia de viteze, 231 de cai putere și 350 de newton. Ah, și cum sună?
Ai auzit cum împușcă și da, asta, eșapamentul? Asta am așteptat ieri toată ziua, pentru că îi urmăream pe noștri care colegi care fac parte tot din acest maraton. Da, uite, motorul se aude foarte bine. Chiar îi așteptam. John Cooper S, John Cooper, iar zic John, modelul Countryman Cooper S, are și el un sunet așa mai sport, nu degeaba are și indicele S pentru asta, dar totuși nu îl poți compara cu versiunea care avem aici. Așa e. Uite că am intrat și într-un tunel, dar nu știu dacă o prindem noi. Nu avem nici motocicli, nici în față, dar cred că reușim să înregistrăm sunetul. Este un pic de sunet. Dar îmi place mai tare cum se aude propulsorul. Eșapamentul, sunt sigur că se aude foarte bine afară, dar eu nu l-aud atât de tare de aici, din interior. Cel puțin acele împușcături de care vorbeam, le-am auzit foarte și foarte slab de aici, din mașină. Chiar și ieri, când conduceam, urmăream atent pe colegii noștri care erau în față și atunci când urau motorul, se auzea, dar foarte, foarte slab. Deci nu e sunetul ăla care se deranjează cumva. Ok, pe un special la un, nu știu, la un traseu ceva mai lung, unde chiar nu vrei tot timpul să conduci în limita turațiilor și așa vrei uneori și o pauză. Pe John Cooper Works ai o suspensie mai rigidă decât pe versiunea Cooper S. Da, și jantele sunt mai mari. Jantele mai mari. Și aici ai 19. Oricum, dai și o suspensie ceva mai adaptată pentru un condus mai sportiv. Mașina asta totuși îți dă ceva mai mulți cai putere. Accelerează în, cât spuneam noi, 6,6? Ceva mai mult de, da? 6,5. Da. Un pic. Așa. 6,6, 6,7 cam pe acolo era secundă până la 100 de km la oră. Și bănuiesc eu că are o viteză maximă limitată pe la 250 de km la oră. Că mașina asta ar putea să meargă cu viteza asta. Și cutie de viteze în 8 trepte, Steptronic, cutie de viteze bine cunoscută de pe modelele BMW. Eu ziceam despre ea cu alte ocazii, la alte test drive-uri BMW, că este una dintre cele mai rafinate cutii de viteze din cele pe care le-am încercat eu vreodată. Apropo, nu știu cum îți pare ție, dar mie foarte mult îmi place poziția levierului, de fapt înălțimea lui. Da, mai este mult foarte comod. Este comod. Joystick-ul care l-am eu în BMW. Este foarte comod. Da, plăcut. Și frumos ca design. Dar vorbeam despre cutia. Ce zici despre acest Steptronic cu 8 trepte? Funcționează ireproșabil, nu știu. În care condiții ar trebui să-ți displacă sau să ai ocazia să-i descoperi careva puncte negative. Eu nu prea am reușit. Nu cred că reușești. Nu prea am reușit, pentru că atunci când merg în modul automat, da, este pregătită, îmi este pregătită exact treapta de care am nevoie, dacă merg într-un mod ceva mai sportiv, iar atunci când merg într-un mod mai confort, da, nu mă prea concentrez pe viteze și vreau să mă bucur, iată, de așa, apropo de regimul sport, schimbă foarte fain. Apropo de regimul sport, probabil ai observat, îți lasă treapta până în 4-5 mii de ture, nu se grăbește să-ți dea următoarea, până nu e sigur că tu vrei asta. Da, e adevărat. Uite că aici avem 6.000, cam zona roșie începe pe la 6.500 de rotații, dar recomandabil, din câte văd, este să nu treacă mai mult de 6.000. Rezervorul este plin pe acest John Cooper Works și iată, când am pornit, aveam o autonomie de 560 de km. Deci e și o mașină care consumă ceva mai mult. Eu vreau să văd, apropo, care este consumul pe această mașină. 9,3 litri la 100 de km parcurs. Noi de fapt am avut același consum pe Cooper S. Ce îmi place mie foarte mult ca șofer de aici, văd capota mașinii. E o chestie pe care o apreciez foarte mult la automobile. Îți dă cumva, știi, un feeling. Da, ziceam și ieri de vizibilitate, știi? Ai stâlpii montanții nu atât de înalți, cu un unghi ceva mai mic, dar nu ai senzația de claustrofobie, știi? E foarte spațios. Chiar ai suficient spațiu deasupra. Chiar dacă îmi place să stau cu scaunul mult mai jos, nu știu dacă l-am setat acum chiar așa, dar fiind și pe poziția
cum era, nu simt eu cumva să, acea lipsă de spațiu, știi, nu... Am înțeles. Dar din cauza la acești montanți, că tot ai menționat de ei, nu degeaba am deschis această fereastră, sper să se vadă, iată cum arată și fereastra mașinii, nu prea am mai văzut un unghi atât de drept la o fereastră și ieri când ploua și aveam fereastra deschisă, totuși curgea apa, da, foarte ușor, da, ajungea în mașină. Ăsta e un minus al construcției pe care au trebuit, să-și-l asume cei de la... Dacă mine. Vrei aer curat atunci când plouă, nu-ți recomandăm să deschizi geamul, da, pentru că automat curgea apa în mașină. Fețele de uși ule. Așa e. Hai să vorbim acum despre tehnologiile noi de pe un... Mini Countryman, generația nouă. În mare parte ai cam tot aceeași ce găsești pe restul gamei Mini. Așa. Cu excepția faptului că acum la sisteme de siguranță au adăugat două funcții noi care le găsești și pe BMW. Este vorba de sistemul de avertizare și intervenție cu frâna automat în cazul în care se depistează un obstacol, collision warning, sau dacă ai un pieton. Și apropo de sisteme, pot fi accesate cu butonul, dar și cu degetul, pentru că e un ecran touchscreen și asta îmi place foarte mult. Un ecran foarte fain, revenim la el în câteva clipe. Deci da, sistemele de sisteme, deci intervin doar în cazul în care nu reușești să sesizezi la timp pericolul. Mai întâi ai o înștiințare sonoră, după care una de cu lumini o să vezi pe bord și abia după, dacă totuși nu întreprinzi nicio măsură și nu dai semn de reacții, mașina intervine cu o frână, dar una foarte scurtă, deci atât cât să te trezească, nu frânează chiar până la oprirea definitivă, cum sunt sistemele mai inteligente pe, da, și mai avansate pe seria 5 sau seria 7. Uite, asta e foarte important de menționat, mașina asta nu frânează până la full stop, deci să nu credeți că în caz de ceva va opri singură, va face tot posibilul să vă atragă atenția la tot ce se face în fața mașinii, dar nu va apăsa frânele până la full stop. O altă tehnologie ar mai fi și cruise controlul activ, care a apărut acum și pe Countryman. Da, și cel care păstrează distanța. Da, da, da. Și care, dacă nu greșesc, merge până pe la 140 de km la oră, după care nu mai așa este, dar 140 km la oră era vorba doar de versiunea cu cutie automată. La modelele echipate cu transmisie manuală, limita asta coboară ceva mai jos. Da. O să te mint dacă o să încerc să spun cât e exact, dar nu mai coboară decât 140. Dar și începe de mai sus, deci asta până la 140 e valabilă de la 40 la oră. Ok. E manuală. Deci cu aceste sisteme Mini își face intrarea, iată, un pic pe segmentul tehnologiilor avansate. Are. Eu sunt sigur că foarte curând o să aibă un cruise control care să fie activ și până la 200 de km la oră dacă e nevoie. Și mașina deja să frâneze până la full stop în caz că va fi nevoie. Dar e bine și așa. Hai să trecem la multimedia. Ce zici de ea? Foarte intuitivă. Ai butoanele și dublate și pe volan. Dar în mare parte, așa cum probabil te-ai obișnuit și la BMW, ai iDrive jos și de aici începe toată veselia. Da, da. Nu uita că ai sistemul Harman Kardon, care pe BRS nu este prezent. Nu era. Probabil este oferit doar ca dotare opțională, dar pe John Cooper Works este inclus. Ok. Mie îmi place foarte mult acest ecran și cel mai mult îmi place această bandă iluminată care îl înconjoară de fapt. Da, și este multifuncțională, adică dacă îți setezi separat sistemul de climatizare, atunci îți arată cam pe unde, în care zonă te apropii mai mult de aer cald sau aer rece. Și chiar și la volumul audio, nu? Atunci tot așa are o iluminare de ceva mai diferită. Așa e. Și e foarte faină chestia asta, îmi place tare mult. Ceva foarte simplu, dar în același timp care dă tare bine în mașină. Asta e filosofia la Mini și asta îmi place cel mai mult, pentru că nu poți să incluzi atâtea jucării pe un BMW care totuși face parte din alt segment, din altă clasă. Dar Mini îți oferă practic aceleași tehnologii, ai aceeași siguranță, plăcere de a conduce. Pe lângă asta este foarte ușor personalizat și
adaptat fiecărui client. Așa este. În continuare a sistemului multimedia avem un sistem de navigație care are același, aceeași voce ca pe modelele BMW, deci nu s-a schimbat nimic aici. O voce feminină. Da, plăcută. O navigație bine gândită care este foarte ok și iată, nu ne-a făcut probleme. În același timp mai avem tot felul de posibilități de a conecta telefonul, fie că este vorba de Bluetooth sau de porturi USB, care de fapt avem unul în față și unul aici sub cotiera. Deci o mașină care, bun, ea fiind îndreptată spre cei mai tineri sau cu sau pentru oameni care se simt mai tineri, pe mai interior activ. Și mai activi, ar fi fost straniu să nu aibă toate aceste chestii. Deci sunt un master. Uite că sunt pe mini. Doar aici în față cadranul de bord este unul digital, așa cum deja vedem pe toate modelele BMW. Sincer, eu m-aș interesa să văd deja unul digital, deci chiar îmi place. Da, e chiar foarte rămas plăcut. Clasic până la urmă, asta încearcă să păstreze. Ok, materiale, ce zici de ele? Sunt destul de... Combinația destul de reușită cu Alcantara, chiar dacă avem și plastic, acesta nu se simte foarte ieftin, e ceva mai cu proporție mai mare de cauciuc. Nu ai acel sunet urât care îl poți întâlni în mașinile moderne. Așa e. Ok. Eu mai am un head-up display în fața aici, pe care văd, iată, datele de navigație, unde ar trebui să întorc. Și care, apropo, e reglabil pe înălțime. Da, e reglabil pe înălțime. Eu îl văd destul de bine așa, deci nu l-am reglat. Văd limita de viteză pe porțiunea de drum pe care rulăm și în același timp văd viteza cu care rulez. Iată, drept ai în fața și indicatoarele? Ba da, limita de viteză pe porțiunea de drum pe care am. Deci recunoaște indicatoarele astea, adică limitatoare de viteză. Mini, ziceam că nu-și schimbă stilul și în continuare are aceste butoane ceva mai interesante. De fapt, nu par a fi butoane, că nu apeși pe ele, dar cumva le ridici sau le cobori în jos. Cum ți se par astea? Necesită timp ca să te obișnuiești cu ele, ca să știi fiecare unde și ce funcție are. Dar, din nou, asta e o trăsătură caracteristică Mini și chiar e partea filosofiei, da, în nu Mini, vreau, nu? Nu vreau să o schimbe, îmi plac așa. Și cel mai mult îmi place combinația de elemente chrome care o au. Sunt plăcute, e adevărat, trebuie să te obișnuiești cu ele. Dar apropo, părerea ta, pentru cine este Mini? Câți ani ar trebui să aibă clientul de Mini? Hai să zicem până în 35. Crezi? E totuși o mașină premium, e o mașină destul de bun, nu foarte accesibilă tuturor, dar de asta și zic, nu toți care au până în 35 pot să-și cumpere o mașină ceva, iată, mai scumpă, pentru că un Mini pornește în țara noastră de la 20.700 de euro și foarte ușor poate ajunge la 25-26 și, bineînțeles, poate trece de 30.000, că este vorba de versiuni ceva mai dotate. Da, dar cum ziceam, de 35 pentru mai mult, nu pentru aspectul lui sau ce dotări poate avea sau ce îți oferă, dar anume pentru feeling-ul care l-ai în această mașină. Deci dacă vrei cumva să te evidențiezi, ești un non-conformist, nu neapărat îți place stilul ăsta de viață și rutina care la care ajungi la un moment dat, fiind la o vârstă trecută de 18 ani, normal că o să vrei să te întorci măcar un pic mai în tinerețe. Și atunci înțeleg de ce alegi un Mini. Dar știi de ce te-am întrebat asta? Că doamna de la Mini și BMW, cea care ne-a invitat aici, și care are vreo 63-65 de ani, conduce un Countryman de generație veche, domnul Denis. Da, și ar trebui să mai punctez că e cu transmisie manuală, în caz că nu știai. Da? Da. Băi, are putere. Se descurcă foarte bine.
Denis, trebuie să menționăm că de fapt toate versiunile pe care le-am testat sunt dotate cu sistemul de tracțiune integrală All Four, da? Așa e. Este unul automat, unul care pune accent mai mult pe, totuși pe puntea din față. În mare parte vor trage roțile din față. Pe când puntea din spate se cuplează doar atunci când mașina poate depista o ușoară, un ușor de repaj sau știe să se includă în viraje. Așa deci, este. Știe să țină cont de viteză, de aderența cu asfaltul și atunci se include. Dar bine, asta nu o simți. Okay. Cum nu simți nici măcar faptul că este totuși un automobil cu tracțiune în față. Ne spune, Countryman, ți se pare mai mult un monovolum sau un crossover? Crossover. Rămâne crossover, da, și cel mai mult asta mi inspiră forma capotei și cum am zis, constanția. Acum că am ajuns la finalul acestui test drive, hai să spunem și verdictul pentru acest model. Că tot l-am condus prin trei țări. Cum am zis, că mi-aș lua una. Tu ți-ai luat una? Da. Tu ai avut un X1 și spuneai că ți-ai fi luat un Countryman în locul lui X1. Așa este. Dar în locul lui X4 pe care îl conduci acum? Nu prea, pentru că până la urmă X4 e mai mare, rămâne o mașină de familie, chiar dacă e un coupe. Dar pentru zi de zi, cu siguranță, și pentru condițiile urbane, un Countryman îmi pare perfect. Deci, dar e foarte ok și e agil, ai spațiu suficient, poți să urci o bordură când chiar ai nevoie și acum devine o necesitate tot mai acută. Deci prin Moldova și România face față la condițiile de perfect. Drum și inclusiv iernilor uneori e ceva mai... Da, pentru că ai tracțiune integrală. Așa este. Bun, în rest spuneam ceva mai devreme, dacă sunteți obișnuiți să conduceți automobile ceva mai cu suspensie mai moale, aflați că o altă caracteristică care este partea filosofiei a filosofiei Mini este ca suspensia totuși să fie mai rigidă un pic. Este valabil pentru toate automobilele Mini. Vedeți dacă vă place asta. În schimb, această caracteristică vă dă o mașină foarte stabilă pe viraj. Asta vreau să zic eu. Eu aș face o corectare. N-aș numi o rigidă, dar informativă. Este informativă, dar totuși este un pic mai tare. Nu poți să o numești că este moale. Așa, așa e. Este, da. Cooper S se conduce bine. John Cooper Works vă aplaud eu personal dacă vă văd în unul din ăsta. Pentru că este foarte bun. Atât de aici. Îi mulțumesc foarte mult lui Denis Josano. Un băiat de treabă care știe foarte multe în mașini. Da. Și sper să mai avem astfel de video-uri. Până atunci, subscribe și share la videourile autoblog.md pentru că vom avea foarte multe test drive-uri interesante. Stați pe aproape. Vă salut! Autoblog.md alimentează doar cu combustibil de calitate în stațiile Lukoil Moldova.